Testament, în Proverbele Rusii, în capitolul 17, versetul 17. Proverbe, capitolul 17, versetul 17. Prietenul adevărat iubește orice și în nenorocire ajunge ca un frate. Îl repet. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Un prieten adevărat. Expresia aceasta. Săptămâna aceasta am avut o experiență și am hotărât să vorbesc despre prietenie. Am avut bucuria să mă revăd cu niște prieteni plecați într-o altă țară, plecați să-și împlinească visul și s-au întors. Ne-am văzut săptămâna aceasta împreună cu o altă familie. Am vorbit, ne-am rugat, am cântat. Știți ce mi-au spus? Știți ce le lipsește acolo? Bani? Nu. Au. Casă? Nu. Au o casă frumoasă. Mi-au primit într-o seară, mi-au primit o poză cu apus. Deja mă vedeam acolo. Credeți că le lipsește o mașină? Nu. Știți ce le lipsește? Părtășia. Prieteni. Despre prieteni vreau să vorbesc. Citeam în dicționarul explicativ al limbii române, prietenia este definită ca sentiment de simpatie, de stimă, de respect, de atașament reciproc care leagă două persoane. Legătura care se stabilește între persoane pe baza acestor sentimente. Acum, ca o definiție, prietenia în Biblie este acea legătură a dragostei dintre doi oameni sau oameni pe baza unei credințe comune, unor obiective și preocupări comune, în care fiecare se sacrifică pentru celălalt. Pe asta nu o să găsim în lista de prieteni de pe Facebook. Avem sute de prieteni în listă, nu știu câți sunt interesați de noi, nu știu la câți le pasă. Eu nu vorbesc de cunoștințe, ci de prieteni. Spunea cineva și mi-a plăcut ideea aceasta, legându-mă de definiția de mai sus, că fiecare se sacrifică pentru celălalt. Spunea, m-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi niciunul. M-am hotărât să fiu eu unul și am găsit o mulțime de prieteni. Înțelegeți ideea? Îmi doresc să avem prieteni adevărați. Asta vă doresc. M-am simțit extraordinar de bogat săptămâna aceasta. Extraordinar de binecuvântat. Pentru că am alături oameni care la un timp mă sună și spune cum ai rezolvat problema aceea. Care îmi spun cum mai ești. Asta este extraordinar. Este adevărat că sunt prietenii false. E adevărat că întâlnim o mulțime de oameni care nu sunt prieteni. Însă, despre prieteni adevărați aș vrea să vorbesc. Și mă gândeam, știți de ce sunt cârciumile pline? Crâjmele. Iertați-mă că vorbesc așa. Pentru că au înțeles ei ceea ce mulți dintre noi parcă nu înțelegem astăzi. M-am tot frământat când eram mic. Mă, de ce taică-miu bea? De ce nu bea acasă? De ce nu și ea, nu e aceeași chestie? De ce nu bea acasă? Știți de ce? Pentru că ei merg, stau de vorbă, să plâng unul la altul, vorbesc, să vaită și sunt acolo împreună. De asta au succes. Și de asta crâșmele sunt pline.
Pentru că avem nevoie de oameni care să fie lângă noi. Avem nevoie să fim ascultați. Vrem să vorbim, vrem să cunoaștem și să fim cunoscuți. Trăim într-o lume de singuratici, pe de-o parte. Am învățat să ne izolăm, ne tragem jaluzelele, noi și televizorul și atât. Dincolo de asta, sunt oameni singuri, oameni care doresc să vorbească cu cineva și nu cu cine. Singurătatea parcă ucide. Atâția oameni singuri care vor să vorbească. Ca acel bătrân, am auzit întâmplarea aceasta, un bătrân stătea cu rudele în casă, nu se simțea prea bine, era bolnav, de asta cumva cei din casă îl mai protejau, dar într-o zi a vrut să meargă el să plătească nu știu ce factură. S-a dus să plătească factura, dar vreo două ore a lipsit. Cei din casă s-au îngrijorat, ce s-a întâmplat, o fi căzut pe jos, ce o fi cu el. S-a întors liniștit după vreo două ore bătrânul și cei din casă au început să-l întrebe, ce ai făcut, ce s-a întâmplat, la care el zice, păi ce să fie, nu s-a întâmplat nimic, am întâlnit pe cineva, am început să vorbesc cu el și zice el, cel care l-a ascultat, zice, nu se mai sătura de ascultat. Zice, l-am văzut că nu se mai sătura de ascultat și am tot vorbit. Pentru că vrem să fim ascultați. Vrem să ne deschidem, vrem să spunem ce e cu noi. Avem nevoie de oameni care să fie și să simte cu noi. Auzeam de exemplu unor copii, doi copii erau pe sanie. Tatăl îi trăgea, era iarnă, zăpadă. Într-o curbă, cum a tras tatăl sania, că cel din spate a căzut. A căzut în zăpadă, a strigat el după taică-su, taică-su n-a auzit cum e cu zăpada, cu zgomotul de afară, n-a auzit. Și a tot mers prin zăpadă. Ăsta, din spate, copilul a rămas în zăpadă acolo, strigând după taică-su. După nu știu cât timp, cel care era pe sanie, al doilea copil care rămăsese pe sanie, a simțit el că ceva nu e în regulă, s-a întors și a văzut că nu mai e fratele. Atunci a zis tatălui, s-a întors ei pe același drum. Și l-au găsit pe copil în zăpadă, la care copilul din zăpadă întreabă, ce ați făcut? Ați auzit că când am strigat, cum de v-ați întors? La care cel de pe sani a zis, nu, am simțit că mi-era rece în spate. Am simțit recele din spate. Nu simțiți că e rece în spate. Nu simțiți că bate un vânt rece în biserică. Nu vorbesc de unele relații de aici. Mă bucur că ne-am mai cunoscut, mai știm cum ne cheamă, fiind într-un grup mai mic. Am început să mai vorbim. Dar vorbim de biserica mare, în general. Nu simțiți că bate vântul. Pe rece. Un prieten adevărat spunea cineva, este o comoară rară. O comoară rară. Și dimineața aceasta, când mă gândeam la subiectul acesta al prieteniei, mi-am adus aminte de ce mi s-a întâmplat. Când m-am întors la Dumnezeu și când ai mei mi-au zis, dacă tu mergi la focăiți, e treaba ta, tu să nu mai vii acasă. Când am plecat, n-aveam niciunde să stau. Și n-aveam niciun ban în buzunar. Știți cine a fost lângă mine? Un prieten cu care am copilărit se frământa mai mult decât mine unde să stau. Și a încercat să facă totul ca să am unde să stau, cel puțin o perioadă, cât să văd ce o să se întâmple cu mine. El mi-a dat bani ca să-mi iau de mâncare. N-aveam nimic. Un prieten adevărat este o comoară rară. Prieteni adevărați vă doresc. Nu cunoștințe. Nu oameni care zic că sunt prieteni. Nu oameni care vă zic întotdeauna ce vreți să auziți. Nu oameni care să zică totdeauna, da, așa e. Îmi doresc oameni care să-mi zică, n-ai spus ce bine ce ai zis. Îmi doresc oameni care să zică, n-ai predicat ce a trebuit. Să-mi spună adevărul în față. Avem nevoie de
oameni care să fie transparenți și să ne zică adevărat. Prieteni adevărați, spunea înțeleptul în proverb. Pentru că citeam undeva, un prieten în această lume este ca o rază de soare într-o dimineață de primăvară. El alină jumătate din necazurile tale și îți dublează în intensitate bucurie. Un prieten este un imbold când te opri din drum. Este un cuvânt când ești singur. O călăuză în căutarea ta. Un zâmbet când ești trist. Un cântec când ești fericit. Un prieten adevărat. Mă gândeam, de asta am și propus cântările dinainte. În primul și în primul rând, ce minunat să știi că ai un prieten adevărat. Cel mai bun prieten în relația pe verticală. Cel mai bun prieten, Dumnezeu. Dacă nu suntem într-o relație de prietenie, dacă vreți, cu Dumnezeu, avem probleme cu prieteniile pe orizontală. Dacă iubești pe Dumnezeu, vei putea să iubești și pe oameni. Și pe oamenii de lângă tine. Mi-a plăcut atât de mult ce se spune despre Avram. Dumnezeu spune în Isaia 41:8, dar tu, Israel, robul meu, Iacov, pe care te-am ales, și fiți atenți, sămânța lui Avram, prietenul meu. Avram, prietenul meu. Să zică Dumnezeu așa, vă imaginați. În Iacov 2:23, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Ce minunat! Acesta a fost Avram. Spune Proverbe 3:32, Domnul este prieten cu cei fără prihană. Ce minunat să știi că ai un prieten. Iisus al meu prieten spune. Vă doresc prieteni care să țină mai mult, cum spune Proverbe 18:24. Că ține mai mult la tine decât un frate. Mai mult. Pentru că el ține mai mult la tine decât ține mama ta la tine. El ține mai mult la tine decât țin ai tăi. Decât țin copiii tăi la tine. El ține mai mult la tine decât soțul sau soția. Un prieten adevărat. Și dați-mi voie să citesc și ce spune Cartea Sfântă în Ioan, capitolul 15. Ioan 15, versetul 12. Voi citi câteva versete. Ioan 15, versetul 12. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, și fiți atenți, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Prieteni. Așa de minunat și încurajator să știi că ai un prieten. Să nu mai zici că e singur. Ai un prieten. V-am numit prieten, spunea Domnul Iisus. De asta este și o cântare care spune niciun prieten bun ca Iisus. Niciunul. Cântare 74. Niciun prieten nu e ca el. De aceea când o să te simți singur sau te gândești că e singur, că tu n-ai pe nimeni, adu-ți aminte, nu e singur.
asta ar fi prietenia pe verticală. Prietenia pe orizontală, mă gândeam, avem nevoie de oameni, spuneam. Când vorbești despre prietenie, n-ai cum să treci peste exemplul lui David și al lui Ionatan. Am rămas, m-am uitat zilele acestea și am rămas surprins și încântat de ceea ce spune Cartea Sfântă despre ei și în special despre Ionatan. Pentru că imaginați-vă, David nu era împărat atunci, era un fugar, era un necunoscut, un păstor. Și Ionatan, prințul, se apropie de el. Niciun interes, nu, nimic din toate astea. Și dacă o să vă uitați în 1 Samuel, capitolul 18, primul verset, citesc, spune că David sfârșise de vorbit cu Saul, se consumase episodul cu Goliat și vine lucrul interesant, lucrul frumos. Și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David. Și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Ce expresie! Ce iubire! L-a iubit ca pe sufletul din el. Ce iubire o fi asta! Versetul 3, tot din 1 Samuel 18. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că iubea ca pe sufletul lui. Mă gândeam la exemplul lor. Au plâns, s-au îmbrățișat și plângeau. Spune 1 Samuel 20 cu 41 că David mai ales se propădea plângând. Și imaginați-vă că Ionatan este lângă el. Asta mi-a plăcut foarte mult la Ionatan. A fost lângă el, David era un fugar, Saul îl urmărea și Ionatan este întotdeauna lângă el și îl încurajează. Și în capitolul 23, versetul 16, scrie așa. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. Și fiți atenți, el i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Asta mi s-a părut extraordinar. Pentru că asta va trebui să facă un prieten. I-a întărit încrederea în Dumnezeu. Și i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Un lucru extraordinar mi s-a părut ăsta. Zice Ionatan, n-a zis că el e primul. El era prințul, logic, el venea la tron. Saul avea să nu mai fie și logic, Ionatan era, fiind fiul, era, trebuia să fie pe tron. Și zice, nu, tu vei domni în Israel. Tu ești alesul, tu ești unsul, eu voi fi al doilea. Oare asta să fie secretul prieteniei? Eu al doilea. Și fiți atenți, i-a dat mantaua, hainele, sabia, arcul și încingătoarea. Ce respect, ce dragoste. Întotdeauna a fost încurajat David în momentele grele de Ionatan. De asta mă gândeam, zice că s-a lipit. Ce trebuie ca să avem lipite două lucruri? Trebuie ceva, nu? La mijloc. Două cărămizi, trebuie ciment. Trebuie ceva ca să lipești două lucruri. În prietenie, ca să lipești ceva, trebuie Dumnezeu. Trebuie dragostea din Dumnezeu. Trebuie credința în Dumnezeu. Și asta i-a unit pe ei. Au fost lipiți. Pentru că Dumnezeu a fost acolo. Nu-i de mirare că în urma unei asemenea prietenii David avea să zică lucruri extraordinare. 2 Samuel 1 cu 26. Mă doare după tine, zice. Mă doare după tine, frate, Natale, când a aflat că a murit. Tu erai plăcerea mea, zice David. Dragostea ta pentru mine era minunată. Ce expresie! Ce trăiau ei! Prieteni adevărați, asta îmi doresc. Asta vă doresc. Pentru că într-o prietenie, uitându-mă la exemplul lor, este nevoie de încredere, de dragoste, de sinceritate. Este nevoie de credincioșie, de încurajare, de integritate, de acceptare și de acceptare. Mă gândeam, spunea cineva, mi-a plăcut ideea. Zice, ca să-ți faci un prieten, trebuie să închizi un ochi. Ca să-l păstrezi, trebuie să-i închizi pe amândoi.
toți sunt normali până ajungi să-i cunoști, spune o carte. Aici suntem normali. Când intrăm într-o relație, când începem să ne cunoaștem, cum suntem, care ne sunt apucăturile, ce bagaj venim noi, atunci avem nevoie de răbdare. Avem nevoie să lucrăm în relațiile noastre. Avem nevoie de acceptare. A fost atât de important Ionatan pentru David. Ionatan a plecat, dar David a rămas acolo, a fost pus pe tron. A fost împăratul și n-a uitat. Când s-a purtat mai apoi, spune Biblia, cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu față de fiul lui Ionatan, de Mephibosheth. Întotdeauna a rămas acolo Ionatan. Un prieten poate fi o sursă de mânghiere. De asta am citit Proverbe 17:17. Și la bine și la rău. Un prieten, prietenul adevărat iubește oricând. Oricând. Și când ești bine, și când ești acolo jos. Și când ești la spital. Și că lucrurile nu sunt așa cum le-ai dorit. Iubește oricând. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Ba chiar amintesc din nou versetul 24, a doua parte din Proverbe 18. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Și un prieten, mai amintesc, poate fi o sursă de înțelepciune, de sfătuire, un bun sfetnic. Pentru că spune Proverbe 27:9, cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Sfaturi pline de dragoste ale unui prieten. Avem nevoie de sfătuitori. Avem nevoie de oameni care să ne spună, asta nu e bine. Nu faci bine. Te iubesc prea mult ca să te las să faci lucrul ăsta. Nu-ți stă bine cu rochia aia. Îți spune cum stau lucrurile cu adevărat. Am zis asta ca să... Avem nevoie de prieteni adevărați. Și mi-aș dori să mulțumim pentru prietenii care avem în această zi. Dacă aveți prieteni adevărați, sunteți extrem, extrem de binecuvântați. De nu-i avem, să ne rugăm ca să-i avem. Ca Dumnezeu să-mi dea, altfel treci prin viață. Îmi spunea prietenul acesta al meu, vine acasă și e doar cu familie. Ai nevoie de prieten? Nu posibil. Vreau să mai citesc Eclesiastul 4. Eclesiastul capitolul 4. Versetul 9. Spune Cartea Sfântă, mai bine doi decât unul. Mai bine doi decât unul. Căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, să ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul ca să ridice. Mai bine doi. Avem nevoie de prieteni adevărați. O să vă spun în încheiere mărturia unui frate. S-a întors la Dumnezeu și lui, când a auzit asta, i-a întors spatele și n-au vrut să mai avem nicio treabă. Era căsătorit, socrii la fel, supărați pe el. Era portat.
paznic. Era în școală. S-a căsătorit și își dorea atât de mult un copil. O perioadă nu l-a putut avea, soția nu era bine. Până la urmă, soția a născut un copil, o fetiță. La 7 luni, când fetița avea 7 luni, a avut un accident și fetița a murit. Se vedea bătut din toate părțile. E greu. Nu înțelegem mulți dintre noi. Se întreba, Doamne, de ce m-ai lovit? Ai mei mi-au închis ușa? Stau și mă întreb dacă e bună calea pe care merg. În ziua în care a murit fetița lui, cel proprietarul unde stătea cu chirie a zis să plece. Soția a vrut să zică atunci, azi ne-a murit fetița, cum să ne dați afară? Dar el a zis, noi nu facem negoți cu durerea. A sunat pe 2 frați să-l ajute să se mute în acea zi. Își ștergea lacrimile. 2 frați au venit și l-au ajutat. N-au putut să-i spună nimic. Pentru că sunt momente când nu știi ce să zici. I-a murit fetița. Și dat afară din chirie. L-au ajutat să se mute până noaptea târziu. Apoi povestea cu durere ce s-a întâmplat. Stătea la capelă unde era fetița. Și pentru prima dată spunea, credința mea s-a clătinat. Doamne, ce-am făcut? Era singur cu soția, atât. A început să se roage și își punea tot felul de întrebări. Credea că a greșit. Și ce s-a întâmplat atunci? În acele momente când el se ruga și își punea întrebări cu privire la Dumnezeu și la calea pe care a ales-o, au venit frați din biserică și i-au înconjurat cu dragoste. I-au luat în brațe. Au venit tineri din biserică și au fost lângă ei. Și ce s-a întâmplat? Am mers mai departe. Ce s-ar fi întâmplat dacă nimeni n-ar fi fost lângă ei? Cum ar fi trecut peste tot? Or mai fi venit la biserică. Dar au fost frați. Au fost prieteni adevărați. Care atunci, în momentele grele, am știut să fie lângă. Asta vă dă. Prieteni adevărați. Și mulțumiți că aveți un prieten adevărat. Cel mai bun prieten. Domnul nostru Iisus Hristos. Și El să ne binecuvinteze. Amin. Amin.